Dumnezeu, dar David a fost un om care a recunoscut și s-a dus la Dumnezeu și a zis: Doamne, eu am greșit, eu sunt un păcătos, eu sunt cel mai mare păcătos și eu nu merit să mai trăiesc înaintea ta. Și uneori chiar s-a rugat ca Dumnezeu să ia viață. Dar Dumnezeu l-a păstrat cu viață câte zile a trebuit să-l păstreze, pentru că David a fost un mare împărat, a fost un proroc al Domnului și David a fost un om care mai târziu a căpătat titlul de patriarh. Da? Dacă vorbim despre seminția din care vine Domnul Iisus și din rădăcina din care se trage, Biblia numește pe Iisus Fiul lui David. Fiul lui David. David a fost un patriarh, ca și Avram, da? Care generații la rând l-au cinstit și din el s-au tras obârșia. Dar vremea care suntem noi, noi suntem mai mult decât David. Suntem fiii lui Dumnezeu. Amin. Amin. Da? Mai mult decât David, suntem fiii lui Dumnezeu, frați și moștenitori împreună cu Domnul Iisus Hristos. El a exclamat aici în Psalmul 23 și a spus: Domnul este păstorul meu. Amin. Poți să spui și lumea ta împreună cu mine: Domnul e păstorul meu? Amin. Să știți că nu e greu de spus. E greu de împlinit. De rostit, rostit foarte ușor. Ca pe o frază, ca pe un vers, ca pe o zicătoare, ca pe un proverb, ca pe o propoziție, cum vreți dumneavoastră. Dar nu se rezumă numai la a spune: Domnul este păstorul meu. Domnul, titlul de Domn, în Biblie, în Vechiul Testament, este egal cu stăpân. Deci dacă zici: Domnul este păstorul meu, spui așa: stăpânul meu este păstorul meu. Domn ca stăpân nu chiar ne place, pentru că robii, iar vorbim de Biblie, de Vechiul Testament, ei nu aveau drept să facă nimic ceva împotriva ceea ce spunea stăpânul sau de la ei. Ei trebuiau să execute doar ceea ce li se spunea. Ei n-aveau drept de împotrivire, n-aveau drept de lasă-mă în pace, n-am chef, nu acum, mai încolo, așteaptă. Nu. Trebuia să execute tocmai și la timp. Și nu 8 ore pe zi. Non-stop. De aceea, bine știți că a fost o epocă în istorie care se numește sclavagism. Adică oamenii erau vânduți ca și animale. Erau sclavi, robi. E, cam la termenul ăsta se referă. Chiar dacă spunem noi metaforic, Dumnezeu nu vrea să fim sclavi, dar felul în care să-L ascultăm noi pe Dumnezeu este așa cum ascultau sclavii de stăpânii lor. De ce? Pentru că Dumnezeu, în primul rând, nu ne cere nimic rău. În al doilea rând, tot ceea ce ne poruncește Dumnezeu să împlinim este spre binele nostru. Sclavii n-aveau niciun folos din tot ceea ce făceau. Nu li se contabiliza ani pentru pensie, nu, nici măcar nu-i tratau dacă erau bolnavi. Poate era un sclav așa prea bun și prea isteț care să-l mai trateze. Și găsăm în Biblie că unuia chiar i-a părut rău de sclavul lui și l-a rugat pe Domnul Iisus să-l vindece. Un sutaș, un roman. Dar dacă mureau, mureau, dacă trăiau, trăiau și cu asta, basta, moare sclavul, te duci cu împăratul. Care e problema? Așa erau tratați oamenii în vremea aceea. E, aici, poate că v-am dus undeva unde nu chiar vă place și nu chiar e confortabil, nici să auzim. Dar felul în care trebuie să-L ascultăm noi pe Dumnezeu este ca unui sclav, adică să nu întoarcem cuvântul, să nu amânăm momentul, să nu ne împotrivim. Însă toate astea noi le facem cu dragoste, așa cum le-a făcut și Domnul pentru noi. Și acum vreau să mă limitez pentru că au luat frații mei.
Gândiți-vă că noi cerem lui Dumnezeu așa, să ruga fratele Dan și spunea, Doamne, sunt bolnav în spitale. Ce să facă Dumnezeu? Să-i vindece. Dar e obligat să facă asta? Nu e obligat, nu? Și zici, Doamne, du-te tu la spital, că oricum nu mai putem să intrăm cu COVID-ul. Și vindecă-i. Și Dumnezeu se duce și vindecă. Nu? Doamne, știi, acum aș vrea, Doamne, Tu să-mi dai mie înțelepciune ca să pot să iau permisul. Dumnezeu îți dă înțelepciune. Sau să intri la facultate la care. Dumnezeu îți dă. Vreau să-mi dai sănătate pentru că am nevoie de ea. Am copii de crescut, am și motivația acolo grămadă. Dumnezeu îți dă. Vreau să-mi dai aer. Ale nu cerem aer, că zici că ăsta e de așa, de la sine, nu se cere aer. Dar ăștia care te duci la un spital și îți dă aer la furtun, îți plătești. Îl plătești cu bani scumpi. Nu? Acolo îți dai seama cât de scump e aerul. Bun, Dumnezeu ne dă. Doamne, am vrea să consumăm mai puține lemne și mai dai și o căldură așa. Dumnezeu ne dă. Și e bine. Nu vi se pare că Dumnezeu e robul nostru? A? Noi poruncim și El face, că rugăciunile noastre câteodată sunt ca niște porunci. Doamne, știi ceva? Păi acum eu aș vrea să... Și Dumnezeu nu ezită. Dar ce facem noi când ne cere nouă Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu nu mai trăim în epoca lui David sau a Vechiului Testament când trebuia să jertfim animale, să cheltuim, să mergem la Ierusalim, să ne închinăm. Nu. Dumnezeu zice, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Și acum mă întorc la sclavie, cu ghilimele. Dacă eu sunt robul lui Dumnezeu, El e stăpânul meu, și El îmi zice, dă-mi inima ta, eu ce trebuie să fac? Ca un rob. Să-i o dau, nu? Necondiționat și într-o stare de urgență imediată, acum. Poruncă. Poruncă. Ce fac? Îmi dau sau nu? Amin. Păi nu m-am pregătit. Nu sunt gata. Nu cred că e momentul. De seara mă duc la discotecă. Da. Poate voi mai veni duminica viitoare, dar nu știu, observați? Așa suntem noi. Și Dumnezeu nu se supără pe noi ca să ne oprească a El. Nu? Se numește boală insuficiență respiratorie. Auzi? Insuficiență respiratorie. Nu. Zice, ochii tăi să găsească plăcerea unde? În căile mele, Domnul. Și care sunt căile Dumnezeu? Sunt căile astea bune și perfecte pe care ar trebui să meargă toți oamenii. Păi dacă ar merge oamenii pe căile lui Dumnezeu, ar mai fi corupție în țară? Nu? N-ar mai fi. N-ar mai fi nici închisori. N-ar mai fi nevoie de ele. S-ar transforma în muzee. Patronii și-ar plăti la timp angajații. Da? Asta e. Să nu intrăm pe domeniul privat. Rămâne în domeniul statului. Bun. Gândiți-vă în ce căi umblă oameni. Și poate primintea mea trec acum niște cuvinte și mă gândesc la nu știu care pe ce căi umblă. Bă, dar bă, chiar prea de tot. Te mir că mai arată Dumnezeu. Știi? Te mir că mai arată Dumnezeu. Dar tu și eu pe ce căi umblă? Da? Care sunt căile pe care umblă? Pe care umblu eu? Pe care sunt căile? Sunt plăcute ochilor lui Dumnezeu? Ai vrea să te vadă Dumnezeu pe unde umbli? Ai vrea să te vadă părinții pe unde umbli? Să te vadă oameni din sat pe unde umbli? Ai vrea? Ți-ar plăcea? Așa e că dacă te-ar vedea coborând străzile alea, scările universității, ai vrea să ai 100 de scări până jos? Să tot cobori și cineva să te măsoare cu privire așa cum cobori cu mapa la suprați și vine la cursuri. Sau când urci la universitate, știi? Când urci pe loc. Eu așa de mult mi-am dorit să studiez în universitatea aia. Dumnezeu m-a făcut să studiez acolo. Așa mi-am dorit să învăț în școala aia, în clădirea aia mare la Craiova. Aș fi dat orice să ajung acolo. Și până la urmă am ajuns. Și am studiat acolo. Atâta mi-am dorit să urc, să cobor scările alea. Așa, mintea mea de copil. Nu? Să tragă că te vede cineva. Bă, am văzut pe fata lucrătare. Unde ai văzut-o? La facultate. La universitate. Oh.
universitate. Am văzut pe fata lui Cutare. Unde? Ești atât de drumbar. Ce zâmbe asta? Poate fi cumpărat ceva. Au fi cumpărat, au fi cumpărat ceva, da? Da. Dar mergea așa că m-a bătut în rușine. Să le ghena o țără, da? Nu ori mai avut apoplată. Păi, am văzut pe fata lui Cutare. Era cu țigara, mă. Are așa e, astea sunt căi pe care umplă oamenii, nu noi, nu. Ai greșit. Noi umblăm pe cele mai pavate căi, cele mai pardosite, cele mai... Vedeți? Asta e problema. Când a zis David, Domnul e păstorul meu, stăpânul meu este păstorul meu, două lucruri și vreau încheia. Dumnezeu îl cunoștea pe David. Amin? Vorbește, Doamne. Știa Dumnezeu cine este David? Nu numai că era fiul lui Isai, nu numai că era un împărat, când a ajuns el împărat, era om după inima lui. Om după inima lui Dumnezeu. Umbla pe căile plăcute lui Dumnezeu. A umblat și el și pe cărările valde. Și a ieșit rău de tot și cu el. În al doilea rând, David știa cine este Dumnezeu. Și căuta să se conformeze. Într-o rugăciune zice, Doamne, dacă mă vei cerceta noaptea, în miezul nopții, în toiul nopții, nu vei găsi la mine niciun lucru rău, niciun viclejul, pentru că ceea ce am eu în inimă, aia am și pe buze. Aia și scot pe gură. Ce gândesc, aia și vorbesc. Și la momentul ăla chiar nu gândea rău și chiar nu vorbea rău David. Vedeți? Poți să spui acum, Domnul este stăpânul meu, când eu umplu pe căile alea stricate, nu cobor treptele la universitate, nici nu le urc. Cobor la subsol, pe la vreun, ce știu pe unde. Biliard. La biliard sau ce știu pe, mă rog. Da? Alea nu-s căile lui Dumnezeu. Și eu nu pot să zic, Domnul este stăpânul meu. Cine este stăpânul tău? Apropo. Cine te mână, cine te adună? Cine? Dumnezeu. Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar să știți că atunci când gândim rău, când vorbim rău, eu nu cred că Dumnezeu este stăpânul nostru. Păi acum, nu putem avea stăpâni așa schimbați la buton. Nu schimbă băiatul ăsta de aici frecvența. Nu putem să-i schimbăm o jumătate de oră cu diavolul, o jumătate de zi cu Dumnezeu, sau invers. Trebuie să ne hotărâm pe cine ne luăm de stăpân. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin, amin. Amin.